Negocierile în formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean sunt suspendate la ora actuală, dar apreciem mult întregul efort al președinției OSCE de a reporni acest proces. Despre aceasta a declarat vicepremierul pentru reintegrare în exercițiu Victor Osipov în cadrul unei conferințe de presă comună susținută la Chișinău împreună cu reprezentantul special al președinției OSCE din partea Serbiei pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radojko Bogojević. Acesta a menționat la rândul său că vizita lui se înscrie în contextul pregătirii terenului pentru negocierile ulterioare și că este foarte important ca procesul să fie reanimat. În prezent, președinția OSCE este deținută de Serbia, iar în 2016 aceasta va trece către Germania. Solidari cu poporul francez, ziua de azi a fost declarată prin decret prezidențial drept una de doliu în legătură cu atacurile sângeroase produse vineri 13 noiembrie în capitala Franței. Atentatele de la Paris au făcut 129 de victime, iar alte peste 350 de persoane au fost rănite. La noi astăzi, pe teritoriul întregii republici, vor fi coborâte în bernă drapelele de stat. La fel se recomandă autorităților publice, întreprinderilor și organizațiilor să renunțe la desfășurarea acțiunilor distractive de masă. În contextul atacurilor sângeroase de la Paris, ministrul de interne Oleg Balan a dispus securizarea tuturor edificiilor în care se află reprezentanțe ale statului francez. În acest sens, sunt vizate reședința ambasadorului francez, sediul ambasadei Republicii Franceze la Chișinău, al Alianței Franceze, precum și toate clădirile în care își au sediul organizații reprezentanțe ale statului francez. Totodată contactată de RTR Moldova, Raisa Novitski, reprezentant al Serviciului de Presă al Poliției de Frontieră, a declarat că au fost sporite măsurile de securitate și la aeroportul internațional Chișinău, dar și la punctele de trecere ale frontierei de stat. Mai mult, la frontiere se lucrează în regim de alertă. Dacă în mod normal se verificau 15% din persoane, atunci acum sunt supuse controalelor 80%. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, susține că reținerea primarului de Râșcan, Victor Bogatko, care este și activist al formațiunii lui Usatăi, de către ofițerii CNA, este o comandă politică. Bogatko a fost reținut pe 14 noiembrie, fiind bănuit de trafic de influență. Usatăi spune că aceasta este o răfuială cu oamenii lui, de către oponenții săi din Bălți. În același timp, CNA informează că atât Bogatko, cât și un complice de-al său, sunt reținuți pentru 72 de ore. Moldova Gaz și întreprinderile sale afiliate vor contesta în instanțele competente hotărârea ANRE din 13 noiembrie 2015 privind tarifele pentru gazele naturale. Moldova Gaz își exprimă îngrijorarea vis-a-vis de modul prin care a fost adoptată această hotărâre și scrie că ANRE a ignorat o serie de dispoziții din metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale. Recent, ANRE a decis majorarea tarifului la gaze cu 9,8%. Edilul Dorin Chirtoacă a semnat o dispoziție potrivit căreia 6 localuri din capitală vor fi închise pentru nerespectarea regulilor în caz de incendii. Campania de verificare a cluburilor de noapte a venit din partea Serviciului Situații Excepționale, care a controlat circa 400 de localuri din toată țara, după cazul cu incendiul dintr-un club de noapte din București, în urma căruia și-au pierdut viața 56 de persoane, iar altele au suferit răni majore. Meteorologii au emis pentru astăzi avertizarea de cod galben de vânt, astfel se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată, temperaturile în termometre vor atinge în capitală 11 grade, în nordul țării sunt înregistrate 9 grade, iar la sud 14 grade. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avut o întrevedere bilaterală cu premierul britanic David Cameron. Se pare că lupta împotriva terorismului l-ar putea forța pe Cameron să coopereze mai strâns cu liderul rus. Întâlnirea dintre cei doi este prima de când Putin a declanșat o campanie de raiduri aeriene în Siria, în sprijinul președintelui Bashar al-Assad, despre care premierul britanic spune că trebuie să plece de la putere. Panica a pus stăpânire pe francezi duminică seara, în timp ce mii de oameni se aflau în Place de Republic pentru a comemora victimele atacurilor de pe 13 noiembrie. La un moment dat s-au auzit împușcături, iar oamenii au început să fugă speriați în toate părțile. Peste doar câteva minute de la incident, poliția a anunțat că a fost o alarmă falsă. Grupul celor mai puternice 20 de economii din lume este decis să fie unit în fața amenințării teroriste, a declarat cancelarul german Angela Merkel la summitul G20 desfășurat în Turcia, Antalya. Transmitem de aici, de la summitul G20, un semnal masiv că suntem mai puternici decât orice formă de terorism, a subliniat Merkel, precizând că prioritatea este acum identificarea autorilor atentatelor de la Paris și a complicilor lor.